Menopauza și disfuncțiile tiroidiene sunt două stări care pot avea simptome suprapuse, ceea ce uneori conduce la confuzii în diagnosticare. Ambele afectează în mod predominant femeile și pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții. Înțelegerea diferențelor și asemănărilor între simptomele acestor două condiții este esențială pentru a asigura gestionarea adecvată și tratamentul corespunzător. Discutăm mai multe cu doamna dr. Laura Panait, medic de familie specializată în ultrasonografie generală. Bine te-am găsit, Laura! Bine te-am găsit, Dana! Vorbim despre doi piloni, să zicem așa. Uite, avem pe de-o parte menopauza, care vine cu o grămadă de transformări în organismul femeii, dar și cu partea asta de tiroidă. Da? Și știm prea bine că multe dintre simptome trec uneori neobservate, altor sunt confundate, descoperi lucruri absolut întâmplător și uite, chiar vreau să povestim astăzi mai pe larg, așa să înțelegem dacă, nu știu, una se influențează pe cealaltă, dacă au simptome asemănătoare sau ce le deosebește. Și hai să vedem, uite, apropo de aceste simptome, aceste prime semne, când pot să apară și ce dă de gândit acolo. Menopauza poate să se instaleze brusc sau să aibă o perioadă dinainte, uneori poate fi și de câțiva ani, de 10 ani, ne raportăm la vârsta de 40 de ani. Ce este înainte? Este premenopauză. Poate debuta cu simptome de genul bufeuri, stări de anxietate, somn de o calitate deficitară, dormim prost din ce în ce mai puțin, părul poate să cadă mult mai mult, unghiile devin fără luciu, casante, pielea se usucă, se pune grăsime pe organism și mai ales în zona abdominală, pot să apară tot felul de tulburări din zona psihologică, cum ar fi atacurile de panică, lipsă de concentrare, lipsă de memorie, uităm inclusiv lucrurile de pe perioadă scurtă. Bun. Mă întrebai asemănări și deosebiri cu afecțiunile de tiroidei, da. Se aseamănă mai mult cu problemele care apar în hipotiroidism. În momentul în care un pacient este diagnosticat cu hipotiroidism, apar aceste tulburări. Creștere în greutate, păr friabil, unghii friabile. În hipotiroidism avem piele umedă, da, cu kilograme în plus, la fel cu deficit de atenție, de memorare. Acestea sunt lucruri care le găsim împreună. Tocmai de aceea, în momentul în care avem aceste tulburări, este bine ca și pacient să fie văzut atât de medicul endocrinolog, cât și de medicul ginecolog, care face o evaluare atentă a hormonilor tiroidieni, a hormonilor din zona genitală, lucru care îl putem face și noi acasă printr-un test rapid, extrem de simplu, îți indică starea hormonilor și poate fi o alertă să mergi la doctor mai repede. Mergi la doctor, ți se fac aceste evaluări și vedem dacă ești în premenopauză sau din contramenopauză. Hai să începem cu ce ar fi trebuit să spun la început. Vorbim de premenopauză cu toate simptomele de care am povestit și menopauză este când timp de 12 luni nu am avut menstruație. Deci menopauza este instalată. În timpul acesta simptomele pot fi la unele doamne destul de intense, altele pot să nu le aibă deloc, adică acea menopauză instalată fără perioadă de premenopauză. Apropo de premenopauză, durează niște ani, să zicem, până să se instaleze menopauza, adică poate să dureze chiar și 2 ani sau e o perioadă mai scurtă? Poate dura și mai mult. Sunt raportate cazuri care au avut simptome de premenopauză chiar și cu 8 ani, 8-10 ani înainte. Ca și reper putem avea vârsta de 39-40 de ani. Minus 8-10 ani pot să apară simptome de premenopauză. Într-adevăr, sunt cazuri extrem de rare, dar dacă în familie am avut cazuri de menopauză precoce sau de perioadă de premenopauză
lungă, șansa ca și noi în cauză să avem acest lucru este destul de mare, pentru că există o componentă genetică. Se poate moșteni acest tipar de comportament menopauză, premenopauză. Chiar citeam pe Facebook și vorbeau niște prietene, una dintre ele spunând că ea a intrat deja la menopauză la 39 de ani. Mi se pare o vârstă foarte scăzută, nu? Să intri la menopauză la 39 de ani, te gândești la menopauză undeva pe la, nu știu, 50, pe acolo. Pe la 40 de ani începem să ne gândim la menopauză. Din păcate, spuneai de 39 de ani, sunt cazuri și la vârste mult, mult mai fragede, pentru că și componenta stres, alimentație își pune impactul asupra stării noastre și se declanșează mult, mult mai devreme. Acum, că vorbim de lipsa menstruației, că asta înseamnă menopauză, da, da. Nu e o problemă. Problema este cu ce efecte vin aceste perioade în viața unei femei. Și atunci, efectele care sperie și trag semnal de alarmă sunt osteoporoza, bolile cardiovasculare și nu în ultimul rând și stările de nu ții minte, nu dormi bine, ai dispoziție proastă, da, depresie, exact. Scade stima de sine. Nu sunt lucruri ușor de dus de o femeie care se pregătește sau a intrat la menopauză. Pot fi contracarate astfel de simptome, astfel de stări sau poate fi, să zic așa, stopată un pic instalarea menopauzei? Da. Descoperi la timp momentul când se pregătește să vină, mergi la medicul endocrinolog, la medicul ginecolog și îți poate prescrie substituție naturală de estrogeni. Tocmai de-aia spuneam că este bine să facem acel test de FSH dimineața acasă, din urina de dimineață. În prealabil nu bei apă foarte multă ca să nu fie diluat. Da, da. Și când testul ne arată că e o valoare modificată, mergi la doctor și poate să-ți prescrie o substituție naturală de estrogen. Apropo de ceea ce se întâmplă cu tiroida noastră, da? De ce apar tot felul de afecțiuni, da? Chiar și la femeile tinere? De ce este spus un pic cam mult? În primul rând, putem avea tiroidită autoimună, care este, cum spune și numele, în ultimul timp, da, nu? Numărul de cazuri, da, a crescut, da, foarte mult. Da. Este o tulburare a sistemului imunitar care organismul nu mai recunoaște tiroida ca fiind parte din el și o atacă și o distruge. Și atunci nu se mai produc hormoni tiroidieni și vin efectele cu simptomele despre care povesteam, da, da, mai devreme. Da. Într-adevăr, este destul de frecvent întâlnit și aici avem și cazuri moștenite, dar e bine să fim atenți când apar simptomele. Și chiar rog mămicile să fie atente la copii, dacă îi văd că nu se concentrează cum trebuie, că nu au chef de nimic, că mai mult dorm, că au tulburări de greutate, să meargă și cu copilul la endocrinolog sau și în acest caz pot să facă teste de hormon tiroidieni, adică e foarte, foarte simplu de făcut acasă, astfel încât avem acel bobârnac să mergem mai repede la medicul endocrinolog. Așa este și mă gândesc la simptomele despre care vorbeam. În cazul afecțiunilor la tiroidă pot să mai apară, așa cum spuneai și tu, la menopauză, da? Pielea uscată, da? Stările astea de fatigabilitate, de oboseală, da? Da. Adică sunt și colo și colo. Exact, pot fi confundate foarte ușor, pentru că, ca și simptomatologie, această patologie a tiroidei cu menopauza, care sunt, e o stare fiziologică a organismului, normală, da? Naturală, da. Fuzionează. Și atunci, tu ce faci? Nu putem sta cu mâinile în sân. Te testezi, sunt două teste mari și late și știi încotro să o apuci, către ce specialist, astfel încât să tratăm și să ținem lucrurile sub control atât cât se poate. Da, uite, apropo de terapia asta de substituție hormonală, poate veni cu riscuri? S-a tot discutat despre ea, adică când este indicată, când nu este indicată, că fiecare femeie e unică.
Bun, înainte de a începe o terapie hormonală, medicul ginecolog și endocrinolog fac o dozare de hormoni, ecografie mamară, transvaginală, cu Papa Nicolau. Dacă toate acestea ies în regulă, se prescriu tratamente de substituție hormonală. Riscul este când ai o patologie neplăcută la nivelul aparatului genito-urinar. Și atunci nu e bine să iei fără să ai mamografie, fără să ai ecografie mamară, ecografie transvaginală, să luăm noi după ureche acasă. În nicio formă nu este indicat să facem lucrul ăsta, pentru că facem mai mult rău decât bine. Trebuie exclusă orice patologie oncologică în momentul în care ne apucăm de substituție hormonală. Când vine vorba de stilul de viață al femeii care, uite, se pregătește să intre la menopauză sau chiar este la menopauză, ce ar trebui să facă astfel încât să introducă în stilul ei de viață lucruri care să o ajute să treacă mai ușor peste această perioadă? Păi, o să încep cu un lucru ușor neplăcut pentru doamnă. Adică, trebuie să mănânce mai puțin, pentru că numărul de calorii de care are nevoie este unul mai mic. Rata metabolică scade și atunci nu trebuie să mai mâncăm atât de mult. Să căutăm să aducem în organism lactate mai multe, pentru că în menopauză este riscul de osteoporoză, vitamina D, care să fixeze calciu, hidratare foarte bună, evitarea infecțiilor urinare, care și așa, datorită modificării estrogenilor, sunt un pericol, infecțiile urinare, să facă sport, mișcare pentru întărirea musculaturii care devine mai flască și la nivel intern, da, perineal, da, și extern, mușchii care îi vedem cu ochiul liber, da, cumva. Așa. Să caute să se alinieze cu ea. Cred că este foarte important și cu acest lucru ar fi trebuit să încep. Să accepti această perioadă a vieții tale, să o iei ca pe o normalitate, astfel încât să poți să-ți gestionezi semnele și simptomele. Da, pentru că femeile o privesc ca fiind ceva negativ, da? Faptul că ele intră la menopauză cumva înseamnă că, nu știu, îmbătrânesc în ghilimele, da? Că gata, până aici mi-a fost, da? Și acum o să, știi cum e, toate o să intre așa într-un regres și gata, îmi pierd frumusețea, da? Deci acea prospețime, na, la care cu toate ținem, da? Dar dacă știi ce să faci și dacă îți păstrezi acea atitudine, da? Și dacă nu te iei la trântă cu menopauza, nu o privești ca pe o luptă, atunci ai toate șansele și cu toate terapiile care există, da? Și sunt și grupuri de suport și sunt atâția specialiști, da, la care poți să mergi, ai toate șansele să rămâi o femeie frumoasă și la maturitate, la înțelepciune, nu? Să știi, chiar așa este, pentru că descoperit la timp, momentul când se pregătește să vină menopauza și tu vii cu suplimentele necesare, nu mai apar simptomele cu așa de mare intensitate. Spuneam la început că menopauza poate veni cu tulburări de stare, cu femeia este mai labilă, plânge mai ușor, este nervoasă, se concentrează greu, pierde încrederea în sine. Dacă tu descoperi la timp aceste lucruri, da, și vii cu ajutor din afară, clar gestionezi mai ușor acest lucru. Și contează și susținerea familiei, a partenerului, bineînțeles, să, da, să înțeleagă prin ceea ce treci și să fie acolo alături de tine, nu să te susțină. Este foarte important, dar eu personal spun că înainte de a avea grijă alții de noi, trebuie să avem noi grijă de noi. Da, da, și atunci testează-te, observă-te tu pe tine și când ceva nu este în regulă, hai să luăm măsuri împreună cu specialistul. Și când vine vorba de terapia asta de substituție hormonală, practic cum o face pe femeie să se simtă în momentul în care apelează la acest tratament? Și apropo de simptome, dacă mai sunt atât de puternice, să zicem. Păi, menopauza ce înseamnă? Scade estrogenii și nu numai. Terapia de substituție vine cu ce nu se mai produce în organism. Da, și atunci nici semnele și simptomele nu se mai instalează dacă aducem din afară
ce organismul nostru, în speță ovarele, nu mai produc. Uh-huh. Și trebuie ținută toată viața? Nu. Nu. Este un număr de ani. E în funcție de fiecare caz în parte. În astfel de situații este recomandat să se facă controale la 6 luni, la 1 an, pentru monitorizare și în funcție de evoluție se hotărăște cât timp mergi cu această substituție. Undeva, nu știu, 4-6 ani. 4-6 ani, dar uite că în 4-6 ani treci cu bine de toată această perioadă, bineînțeles, și te bucuri de tot ce ți oferă viața. Când vine vorba de analizele anuale, da? Să includem în analizele anuale noi, ca femei, și aceste lucruri despre care noi am vorbit, apropo de hormoni, apropo de tiroid, adică e bine să avem așa o monitorizare anuală? Dacă ai simptome, eu recomand să-ți faci testul, pentru că atât funcția tiroidei, cât și funcția aparatului reproducător, include mai multe analize. Nu are rost să dai bani așa, să-ți... Exact. Da, da. Îți faci testul rapid, acasă, frumos, și dacă ți-au ieșit modificări, medicul endocrinolog, ginecolog sau medicul de familie poate să-ți prescrie toată gașca de hormoni care trebuie să prietenii, o faci. Prietenii noștri, da, exact. Să ne vină în ajutor. Da. Îți mulțumesc tare mult, Laura, pentru această discuție. A fost foarte interesant și să nu mai privim această perioadă ca pe un bau-bau așa, să o acceptăm cu bucurie și să mergem așa împreună mai departe, știind ce avem de făcut și cu medici buni alături de noi. Îți mulțumim tare mult și te mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Luăm o scurtă pauză și revenim.